Armando, ça te visite, hein. Ça va. Bine, mulțumesc că un pic obosit după petrecerea de aseară. Am fost în seară, am fost în vizită pe la colegi. Pe la fixă, să le dea feedback. A fost ca un concediu pentru mine aseară și să stau două zile în continuu la 64, doamne. E fain, adică magazinul când era aici, vizitasem, dar subsolul mansardă nu ajunsesem. Să ai un traibătură, adică... Da. Păi chiar așa aici aveam un depozit, da. Când era magazinul aici la subsol. Da. Prelucrează imaginile, scriu documentarea despre produs, știi? Specificațiile sau le traduc de pe site-ul producătorilor sau alte chestii. Așa cum aș... Cum vezi o pagină de produs, știi? Sunt mai multe etape. Da? Da. Este prima etapă de cunoaștere, stăm în baza sigurii, iar apoi urmează celelalte etape. Dacă este validată de la până alta, uite, v-am adus un fan de pe Facebook care a câștigat concursul să vadă cum e treaba aici. Era curios cum vin coletele. Cum vin coletele? Da. Un mic depozit cu produse. Salut, hai, salut băieții de la Florin. Nu știu eu cum e concursul. Felicitări! Vă viziteze să vadă cum e treaba. Să vezi unde a plecat. Da. Hello! Hello! Andrei, salut! Online-ul, Dragoș. Îmi pare bine că sunt ce. Sunt cei care preiau comenzile. Tot ce poate tot ce poate online, ajunge la noi. Cum e pe la noi? Am câștigat un concurs. Fără să le furăm secretele. Se zice că unei e deranj și se lucrează bine. Florin, îmi pare bine că avem de servicii de relație cu clienții. E foarte important cine e în spate. Deci, na, e contact decât cu persoanele, de exemplu, de la magazin care vorbesc despre produse, despre... Dar e fain să vezi și ce e în spate și întreaga echipă. Hai să mergem unde nu am fost până. Adună băieții cu coșuleții. La un coșuleț, un gym, băi, deci vedeți că sunteți la magazin în fiecare zi. Da. Și le bagă după aici, la liftuleț, că întrebai tu cum apar așa repede să tare. La comandă, nu? Da. Hai să îndonăm o comandă. Hai, repede, hai că pute, hai că și... Pom. Se joacă de pe aici. Da, de aici văd mai bine. Uite, uiți cum arată, pui mâna.